A fost sărbătoare mare în comuna Totești. Mii de oameni au venit din mai multe județe să vadă cu ce se mândresc în această toamnă ciobanii din satele de la poalele munților Retezat. Crescătorii de ovine au adus la târgul expoziție cele mai frumoase exemplare de brează, un soi renumit pentru rezistență, dar mai ales pentru producția de lapte. Acest exemplar e o mioară, eu zic că deosebită, care nu oricine are putere ca să-i spună așa ceva, să vadă. Aici e o linie de oi care pot să spun că nu prea sunt în zona noastră, strămioară. Așa, când cineva are așa ceva să se prezinte cu ele, să vină comisie, să le măsoare, să le cântere și la urmă cede legea. Sunt bune și de lapte? Bune și de lapte. Tânărul Mircea Armeanu a moștenit pasiunea pentru oierit de la tatăl său, un crescător cunoscut de ovine din zonă. Se mândrește cu turma familiei. Exemplarele de berbeci sunt și ele impresionante și au fost imediat remarcate de cei care au ajuns la Totești, chiar și de autorități. Ca să vă spun sincer, toate pleacă de la soi, de la o linie de animale. Că dacă nu ai o linie de animale și n-ai soiul care trebuie, nu poți face nimica, indiferent când l-ai îngrijit și cât l-ai ține de bine. De aici cât timp are? Are 3 ani, are 1,6 m înălțime, se trage dintr-o linie de oi originale. Exemplare extraordinar de frumoase, oameni deosebiți, crescători deosebiți și le doresc mult succes. Să vă dea Dumnezeu sănătate și oricum la noi la Hațeg, breaza a fost și va rămâne. Țurcana brează de Hațeg este recunoscută ca fiind cea mai bună oaie autohtonă pentru lapte. Producția medie la un exemplar atinge 120-150 de litri de lapte pe lactație, ceea ce înseamnă circa 25 de kilograme de brânză obținută de la un singur exemplar. La poalele munților Retezat, în satele din țara Hațegului sau în Valea Jiului, ciobanii și-au dus cu mândrie meseria mai departe. Am adus o și la expoziție cu ele. Ce fel de oi ai? Breze. De ce creșteți voi breze? Așa, să le ținem. Sunt mai bune? Da. Îți plac oile? Da, foarte mult. Păi de ce? De mic am crescut cu ele. Câți bani? Am mai frumos oi. Păi 10. Cât? 10. 10 milioane. Acum, cum, mă? Bună? Ce faceți aici la târg? Păi, suntem și noi, pai, să vedem oile, să vedem, nu, avem și noi, dar păi suntem curioși, să vedem. Sunt bune și de lapte, și de carne, și de toate. Și ca aspect au altceva. Un berbec de 3 ani, din rasă de la frații Bolesc, de la Baru, au rasă foarte bună de oi și scoate mii foarte buni, foarte învârtiți la corne. Mii lungi, mari, oi de rasă, oi sămânță veche de oi de la Barul Mare. Se merită să mai ții oi? Da, dacă ții oi puține și frumoase, da, cum să nu. După Jeț, Petrila, după Orăștioara, a venit rândul și la Totești. Îl felicit pe Pasconiș și Asociația Retezat Hațeg, care face ca în fiecare an să fie această expoziție de ovine. Mă bucură faptul că astăzi la Totești, la expoziție, sunt foarte mulți fermieri, oameni care au venit și au pus la expoziție tot ce au ei mai frumos și faptul că sunt nu numai din zona Hațegului, ci sunt și din Valea Jiului, arată că oamenii vor să arate ce au mai frumos. Nu au lipsit nici iubitorii de animale interesați să vadă exemplare frumoase, iar alții vin să cumpere ca să-și îmbunătățească propria turmă. Am venit și noi la expoziție să vedem breaza de Hațeg. De unde suntem? Timișoara. Și cum sunt oițele? Frumoasă. Să trăiască și cine le ține și noi, ca să le putem admira an de an. Vreți să cumpărați sau numai? Te pică bine ceva berbecuț, armere. Să vedem acum prețurile care cum urcă, scoboară, nu știu, nici doi. A fost o adevărată sărbătoare a oieritului și o ediție cu mulți participanți. Aproape 40 de crescători din zonă au adus la expoziția Braza Regina Turcanelor cele mai reușite exemplare, fie că a fost vorba de mioare, oi de lapte sau berbeci impunători. Asta chiar dacă anul nu a fost tocmai bun pentru ciobani. Zeci de comercianți au umplut cu oferte tarabele din târg. S-au remarcat însă cei care au venit cu produse tradiționale.
Am venit cu produse din gospodărie proprie, produse din carne și plăcinte de casă, mălai, miere, suntem și apicultori. Ce e mălaiul? Mălaiul se înlocuiește pâinea, deci e un fel de mămăligă coaptă. Cu ce produse ați venit aici la târg? Cu pături ciobănești, veste ciobănești, miere de albine și lână toarsă. Ce înseamnă pătura ciobănească? Din ce se face? Din lână naturală, 100%, nu e nimic avopsit. Deci lână albă și lână neagră. Ține cald? Foarte cald. Blănurile astea de oaie. Na. Cum e asta ce este deasupra aici, mai este într-un loc, e de miel. Uite, filmat. Cu asta ce se face? Ei, noaptea, ciobanii, cu ce se doarmă? Să pături, surnari de alea de la turci. Cu astea se culcă lângă ei. Și ține cald? Aoleu! Mai bat și pe doamna lângă tine, băcița, să vezi de te încălzești. Boț, Avram Iancu. Ah. Țara moțelor. 1300. Dai? Hai mai mare, să curi care oameni. Asta vreau și eu, dar nu să fai. Hai mai mare. Târg. 1400. Da. 1300, să fie ca mine. Ah, doamne. Să facem mai tare vânzare. Vă dau târg, un târg. Ia pe asta cu 1 cu 300, nu? Da, pe aia 1200. 1.300 lăsă cu 1.400 lăsă aici. Îți dau cu 1.500 acum. 1.400. Nu, așa nu. Așa în târgul. Ce-l domnule? 1.300. Uite, acum îți dau banul și nu mai mă țigănesc. Mai pui 5 lei, nu? Nu, păi dar ești ca mine, ești ca batale. A fost cea de-a 13-a ediție a Sărbătorii Oierilor din zonă, eveniment care a devenit vestit atât pentru frumusețea exemplarelor din expoziție, cât și pentru târgul de unde oamenii își fac aprovizionarea. Autoritățile locale spun că oamenii muncesc greu peste an și merită să sărbătorească. La început, de când am inițiat această expoziție Târg Ovine pentru omologarea rasei Breaza de Țurcana de Hațeg, am gândit că este benefic și în același timp să încurajăm deținătorii de animale și mai mult tinerii, după cum vedeți, să țină animale și este un mijloc de existență în viața fiecărui om, datorită și acestei îndelungiri ca și crescători de animale. Le e mai greu ciobanilor pe vremurile astea? Nu cred că este mai greu ca înainte, datorită faptului că astăzi putem să spunem că se lucrează mai ușor datorită retehnologizării și în agricultură și în zootehnie și nu numai... Eu mă refer la prețuri, la... Ajung și acolo, deci mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră care are un contur mai larg și răspunsul va fi pe măsură, deci se lucrează altfel, dar prețurile, după cum ați spus, lasă de dorit datorită faptului că, vedeți, în țara românească nu există o bursă de valorificare a produselor agricole. Un lucru care l-am menționat întotdeauna, l-am susținut, pentru ca producătorii, că și eu sunt unul din aceia, care să avem unde ne desface produsele agricole și animaliere, un lucru foarte important. Dacă am avea o susținere largă la nivel de comunitate europeană pentru acest lucru, ar fi foarte bucurător. Și am încurajat din ce în ce mai mult, mai mulți tineri și mai mulți doritori de crescători de animale să facă acest lucru. Timp de 2 zile au petrecut ciobanii și cei care au ajuns în zonă pe ritmul popular și cu mâncare bună. De altfel, organizatorii au pregătit câteva oale bune cu sarmale și le-au împărțit doritorilor.